Slăvit să fie Domnul! Fraților și surorilor, vă invit cu respect să ne ridicăm și haideți din Marcu, din capitolul 4, de la versetul 35 la 41, să citim acest cuvânt minunat al Domnului Isus. În aceeași zi, seara, Isus le-a zis să trecem în partea cealaltă. După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla și așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte corăbii. S-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că mai că se umplea corabia. Și el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și i-au zis: Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării: Taci, fără gură! Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis: Pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință? I-a apucat o mare frică și ziceau unii către alții: Cine este acesta? De-l ascultă chiar și vântul și marea. Amin. Haideți așa cum stăm în picioare să ne rugăm cu toții o rugăciune în comun ca Domnul să ne vorbească. Amin. Haideți să ne rugăm. Vă invit să reluați locurile. Fraților și surorilor, cu bucurie vă salutăm din partea fraților, conducerii din Cluj, din albini, am înțeles că sunt unii albiniști pe aici și Domnul să-i binecuvinteze și pe ei, dar și pe dumneavoastră. Salutul bisericii noastre este: Maranata, Domnul nostru vine! Mulțumim Domnului că avem cu fratele Mitru o prietenie bună de multă vreme și datorită dânsului îi mulțumim, am ajuns și la dumneavoastră și ne bucurăm să fim unelte în mâna Domnului. Fraților și surori, înainte de toate aș vrea să vă zic că m-am rugat atunci când eram acasă pentru biserica de aici și am văzut că erau unele încurcături în biserică pe care oamenii tot încercau să le descurce, dar deasupra încurcăturilor, de sus, din cer, apărea un cuvânt: Eu sunt lumina lumii. Și Domnul Hristos era cel în stare ca să dăruiască o călăuzire bisericii și un fir alb al călăuzirii. Apoi am văzut că erau unii din poporul Domnului care înotau, vâsleau, încercau să ajungă la mal și nu puteau, dar li se spunea că cel care a umblat pe ape altă dată și l-a luat pe Petru de mână poate să-i ajute și pe ei. Slăvit să fie Domnul! Am dat întâietate acestui cuvânt pentru că așa e frumos și normal să facem lucrul acesta. Și acum haideți să vedem puțin din Scriptură, din Cuvântul Sfânt, câteva gânduri despre minunea potolirii furtunii. Vedeți, această minune pe care o împărtășesc toți trei evangheliștii sinoptici, primii trei, aparține minunilor naturii vizibile, a fost văzută. Sunt alte minuni care în Scriptură, în cele realizate de Domnul Hristos, aparțin naturii invizibile. Noi nu știm cum s-au realizat unele dintre ele, dar s-au realizat, s-au făcut. Și noi nu putem cu rațiunea noastră să le pătrundem, nici măcar aceasta să o pătrundem. Dar mergem în urma lui Hristos prin credință, așa cum s-a spus despre credință, prin credință mergem minunându-ne, uimindu-ne și dând slavă lui Dumnezeu care face minuni și astăzi. Fraților și surorilor, să știți că epoca minunilor nu s-a terminat. Problema este că diavolul în vremurile de pe urmă falsifică așa de mult minunile
încât de multe ori suntem forțați să exclamăm împreună cu un om al lui Dumnezeu care a trăit în secolul 20, a murit la finalul secolului 20 și omul acesta spunea la un moment dat, nu că nu i-ar fi plăcut minunile Domnului și n-ar fi crezut în ele, dar striga la un moment dat într-o predică și spunea, uitați minunile, predicați sfințenia. Și adevărat, Dumnezeu fără sfințenie nu face minuni autentice. Diavolul poate să facă, poate să falsifice, dar asta e altă problemă. Ori avem aici o minune autentică în partea aceasta a Scripturii și îl lăudăm pe Domnul că a lăsat scris pentru noi acest lucru în Scriptură, fraților și surori. Vedeți, citind minunea potolirii furtunii la cei trei evangheliști, observăm că există în această narațiune, în această povestire biblică adevărată, există trei intrări, trei gradații. Și anume este intrarea ucenicilor în corabie și sunt logice, sunt foarte frumoase. Intrarea corabiei în furtună și intrarea furtunii sub autoritatea lui Hristos. Fraților și surori, sunt lucruri clare, biblice și de ce să nu recunoaștem că de multe ori întâlnim în viețile noastre furtuni, fraților și surori. Din punct de vedere spiritual, dacă luăm viața noastră ca și o călătorie pe mare spre țărmul celălalt, acolo unde vrem să ne întâlnim cu Domnul nostru iubit Iisus Hristos, care ne așteaptă și ne face semn de pe malul celălalt, de ce să nu recunoaștem că ne bântuie furtunile, de multe ori corabia noastră este gata să se scufunde, de multe ori corabia noastră intră în furtună, dar avem un Dumnezeu sub autoritatea căruia orice furtună de pe planetă, de pe glob, din istorie, își poate obține liniștea. Avem unul care știe să spună taci fără gură și atunci marea tace, se liniștește pentru că El este creatorul mării, El a făcut-o, El ne-a făcut și pe noi și orice furtună Domnul poate să o liniștească, lăudat să fie numele Lui. Eram în urmă cu mulți ani de zile, aveam și eu problemele mele de tânăr, eram în căutarea unui loc de muncă, a unei soții, a unui viitor și eram foarte necăjit la un moment dat. Mi-am pierdut orice speranță, pentru că diavolul, știți, e așa de viclean și vine și te lovește la orice vârstă ai fi, te lovește cu disperare. Și eram așa de necăjit, eram la capătul puterilor din punct de vedere spiritual și am ajuns atunci la Corpadia, era acolo fratele Alexa, încă mai trăia, un om al lui Dumnezeu, un om deosebit și ne punem să ne rugăm. Fratele era bolnav, dar la rugăciune se bucura foarte, foarte mult când mergea cineva la el. Ne punem pe genunchi, ne ridicăm, iară ne rugăm și la un moment dat la fratele îi se dă o lucrare, o prorocie. Și spune Domnul așa. Așa vorbește Domnul tânărule. Du-te pe malul unei ape. Mi-a zis Domnul și m-am mirat de cuvântul ăsta. Și zice, ia o mână de pământ și aruncă-o în valuri. Și dacă ai aruncat-o, uită-te bine unde se duce țărâna, că se duce undeva la fund. O ia apa, o spală și o duce. Și zice Domnul, ia și o ramură înflorită, pentru că e primăvară, și aruncă-o în aceeași apă. Și o să vezi că ramura asta va sta deasupra valurilor. Eu te-am chemat să fii o floare care să stea deasupra valurilor acestei lumi. Nu te-am chemat să fii pământ și fire pământească să te îngroape apele. Stai deasupra valurilor și chiar dacă vor trece peste gândurile tale, eu voi fi deasupra lor ca să le liniștesc, zice Domnul. Și te voi face să ajungi cu bine la capăt. Fraților și surori, m-am îngâiat așa de tare această lucrare, această descoperire, pentru că avem un Dumnezeu care este suveran. Sunt aici în Scriptură mai multe cazuri de furtuni. Și vă dați seama, e furtuna din Geneza 7 și aceasta reprezintă pedeapsa lui Dumnezeu pentru o lume neascultătoare și căzută în păcat. O lume despre care spune Sfântul Ioan Gură de Aur că a ajuns așa de jos la nivelul animalelor sălbatice.
Omul creat să fie chip și asemănare, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, a uitat de chipul lui Dumnezeu și de asemănarea lui și a ajuns numai fire pământească, numai animal. Animalismul din oameni s-a dezlănțuit așa de tare încât lui Dumnezeu i-a părut rău că i-a creat pe oameni. Și atunci Dumnezeu, care e suveran, a poruncit apelor de jos și apelor de sus să măture planeta și să o termine. De ce? Uite, Dumnezeu e suveran și acolo furtuna reprezintă mânia lui Dumnezeu și pedeapsa căzută peste un pământ căzut în păcat. Ce să mai spunem de alte cazuri din Scriptură? Cazul lui Iona, și acesta e caz de neascultare. Nu era neascultarea unei lumi întregi, era neascultarea unui proroc care s-a dus în partea opusă, în loc să meargă la est, s-a dus spre vest, în loc să meargă 800 de kilometri, merge 3400, se duce în Spania, vrea să ajungă acolo și Dumnezeu îl întoarce înapoi cu acel cașalot, cu acel pește uriaș care trebuie să-l verse pe pământ după 3 zile și 3 nopți, pentru că acest om să fie o prefigurare a lui Hristos, care va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Dar și aici ai tot neascultare. Ce să mai vorbim de alte cazuri de furtuni din Biblie? Iov, capitolul 38, este un caz în care Dumnezeu își exercită suveranitatea răspunzându-i, revelându-se, vorbindu-i lui Iov din mijlocul furtunii. Același caz, fraților și surori, al revelației, al răspunsului, al vorbirii lui Dumnezeu din mijlocul furtunii, cred că se perindă și se petrece aici, în Marcu, în capitolul 4 și în celelalte texte adiționale, Matei 8, Luca 8. Fraților și surori, Dumnezeu este suveran asupra naturii create și necreate. El este suveranul. Și în suveranitatea lui a hotărât acest Dumnezeu intrarea ucenicilor în corabie. Haideți să ne uităm puțin la textul nostru. În aceeași zi seara, Iisus le-a zis să trecem în partea cealaltă, spune versetul 35, versetul 36. După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla și așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte corăbii. Conform textului din Matei, din capitolul 16, versetul 3, putem să presupunem că în dimineața acelei zile existau niște prevestiri sumbre, anume că spunea Domnul către farisei și cărturarii vremii lui, când vedeți că cerul este roșu posomorât, ziceți, care să vină furtună. Dacă în ziua asta în care Hristos Domnul i-a spus ucenicilor seara, haideți să trecem în partea cealaltă, dacă în ziua aceasta cerul a fost roșu posomorât de dimineață și Petru, Iacov, Ioan, pescar de meserie, experiență foarte multă, să se uite și să spună, măi, astăzi nu este de ieșit în larg pentru că e pericol, urmează să vină furtuna, dar uite că vine Domnul Hristos și le spune ceva, să trecem în partea cealaltă, din vest, din Capernaum în est, spre Gadara. Domnul Hristos avea acolo în Gadara o întâlnire specială, trebuia să se roage pentru un demonizat care stătea prin morminte și trebuia să le elibereze prin cuvântul lui Dumnezeu. Ucenicii nu știau problema aceasta, dar Domnul Hristos vine și le spune, știi ceva? Asta e o decizie a mea, o decizie divină. Voi trebuie să intrați în corabie. Și au intrat în corabie. Era decizia lui Hristos. 3. Pe lângă prevestirile sumbre de dimineață, pe lângă decizia divină de a intra în corabie, plus că Matei 8:23 parcă forțat spune, Iisus s-a suit în corabie. Ca și cum, haideți după mine, haideți odată, grăbiți-vă că trebuie să trecem. Și al treilea lucru de aici, din contextul nostru, intrarea ucenicilor în corabie ne relevă o stare umană de oboseală. Spune despre Hristos Domnul în versetul 36 că l-au luat în corabia în care se afla și așa cum era. Cum era Domnul Hristos? Era seară. Era epuizat de munca de peste zi cu oamenii, de vindecări, de predicare și așa mai departe și era obosit. Și ucenicii au zis, îl luăm cu noi, așa cum e de obosit,
Tot mai bine să-L ai pe Domnul cu tine dacă e obosit, ca om, decât să nu-L ai deloc. Pentru că, vedeți, un al patrulea lucru din textul nostru este acesta. Urcarea lor în corabie a avut un impact în jurul lor. Spune că împreună, versetul 36, împreună cu el mai erau și alte corăbii. Fraților și surori, vorbim acum la nivel spiritual. Atunci când Domnul Hristos îți poruncește și îți spune să intri în corabia bisericii sau în corabia botezului, cum spune apostolul Petru, în chip simbolic, bineînțeles, sunt mulți alții care vin și spun, și noi suntem cu Iisus. Și noi avem corabia noastră și corabia noastră merge împreună cu El spre țintă. Dar culmea, uite, Iisus este într-o singură corabie. Iisus este în corabia ucenicilor Săi. Acum problema e să vedem dacă noi suntem sau nu ucenicii lui Hristos. Următorul lucru, tot de aici, versetul 36, încredere în sine putem să extragem din textul nostru. L-au luat. Doamne, te luăm cu noi! Tu ești tâmplar și nu ești pescar. Noi știm un pic de ale meseriei. Ne pricepem tare bine cu notul, dacă e cazul, cu vâslitul, cu condusul corăbiei, cu cârma. O știm foarte bine, o stăpânim foarte bine. Dar te luăm și pe tine. Și deja aici putem să observăm oarecare încredere în sine la ucenici. Dar totuși, un ultim lucru din acest capitol al intrării ucenicilor în corabie este că ei i-au oferit lui Hristos locul de cinste, fraților și surori. Zice că el stătea la cârmă pe căpătâi. Acolo i-au oferit locul de cinste. Facă Domnul în biserica aceasta să-i oferim lui Hristos și în Cluj, în Albini și peste tot, locul de cinste. Pentru că în Biblie observăm, fraților și surori, că Domnul Iisus iubește foarte mult locul din centru, din mijloc. Nu v-ați întrebat de ce? De exemplu, spune Psalmul 22, tu ești Dumnezeu și tu locuiești în mijlocul cântărilor poporului tău, a cântărilor de laudă. Merge Luca în capitolul 2 și spune că părinții când l-au pierdut la vârsta de 12 ani, l-au găsit în templu unde? În mijlocul învățătorilor. Domnul Hristos își urcă crucea pe dealul căpățânii și este răstignit în mijloc, între doi tâlhari. De ce iubește Domnul așa de mult locul acesta din mijloc? Știți de ce? În Luca, în capitolul 6, este un om cu mână uscată și este în mijlocul sinagogii. Și Domnul Hristos se uită și îl vede și zice, măi, nu-i bine, chiar dacă e zi de sabat, eu trebuie să mă ating de omul acesta. Se uită la el și spune așa, scoală-te și stai în mijloc. De ce în mijloc? Pentru că în sinagogile evreiești, fraților și surori, de obicei, locul din centru era al scripturilor. Era acolo un pupitru, așa cum avem noi amvonul, și pe acel pupitru era pus erau puse sulurile legii, era pusă legea lui Dumnezeu, cărțile sfinte. Acolo venea rabinul, acolo venea îngrijitorul și dădea să citească dintr-un anumit sul. Ei, Domnul Hristos, când vine și îl cheamă pe omul acela și zice, scoală-te și stai în mijloc, cu alte cuvinte spune, tu stai în locul cel mai important din sinagogă, pentru că aici este prezent sulul legii, scris de Isaia, pe care oricum l-a citit Domnul Hristos. În Luca, în capitolul 2. Sunt alte suluri ale Vechiului Testament, dar aici este prezent cel care se numește Cuvântul lui Dumnezeu, cel care s-a făcut trup, Cuvântul s-a făcut trup și a cortuluit, a locuit printre oameni plin de har și de adevăr. Și acesta este aici și cel care este în mijloc este Iisus Hristos Domnul, este Dumnezeu, este Fiul lui Dumnezeu și El se atinge de tine. Și atunci i-a spus, întinde-ți mâna și el a întins-o și s-a vindecat. De ce? Era în mijloc prezent Dumnezeu. Fraților și surori, la conciliul de la Nicea, dacă nu greșesc, erau acolo adunați mulți prelați, mulți preoți, mulți oameni, cărturari, oameni ai legii lui Dumnezeu. Și așteptau să vină și episcopul Ierusalimului. Când a venit el, i-au zis, uite, ești mai bătrân între noi și îți oferim locul de cinste. Ai aici scaunul cel mai înalt. El s-a uitat la ei și a zis, știți ceva?
nu-i bine ce ați făcut. Locul acesta nu este al meu. Și-a luat Scriptura și l-a pus pe locul acela. Și și-a luat un scaun și-a stat alături de ceilalți. Și a zis, noi suntem egali, suntem nimic, suntem mici înaintea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Domnul, e totul. Fraților și surori, atunci când noi punem cuvântul lui Dumnezeu la locul lui, atunci începe Dumnezeu să lucreze. Citim în Judecători și vin cu imagine biblică, fraților și surori. Citim în Judecători, în capitolul 5, spune acolo în cântarea Deborii că nu găseai scut, nu găseai o armă. La mulți în Israel, la mii de oameni în Israel, nu existau căpetenii, au fost desființate drumurile adevărate, era o paragină țara, era cotropită de cuceritorii de atunci. Și în acele situații grele, știți ce a pronunțat Debora în cântarea ei? Lăudați pe Domnul! Și dacă îl puneți la locul lui și zice, voi care călăriți pe măgărițe albe, voi care ședeți pe covoare, voi care umblați pe drumuri, cântați și lăudați pe Domnul. Adică puneți-l în locul întâi, acolo unde îi se cuvine, în centrul închinărilor voastre, în centrul preocupărilor voastre. Și imediat după aceea apar căpetenile. Dar unde erau? Erau undeva, nu le știa nimeni. Și a trebuit Debora să fugă la barac și să-i spună, vino că Domnul te pune în slujbă. Și a trebuit Domnul să o ia pe Iael, pe o femeie nebăgată în seamă și neștiută nicăieri, și să o pună în locul de cinste în Israel și să se spună ce a făcut ea, că l-a lichidat pe căpetenia oștirii, pe Sisera. A trebuit Dumnezeu să pună iarăși la cale drumurile și să fie drumuri drepte și să calce oamenii din punct de vedere spiritual pe drumuri drepte. A trebuit Dumnezeu să vină și să aducă arme în mâinile celor din Israel. N-au avut, a luat Dumnezeu stelele și de pe cărările lor luptau stelele și pârâul de jos lupta cu vrăjmașii, pentru că Dumnezeu era la cârmă, fraților și surori. Și atunci când Dumnezeu este la cârma unui popor, când îl punem pe locul întâi, pe Domnul, și zicem, Doamne, am făcut noi și am vrut noi oamenii să facem multe și nu ne-au ieșit și am ajuns în furtună, Doamne, ia-ți locul Tău numărul unu în biserica noastră, atunci Domnul începe să lucreze, pentru că a Lui este și cerul și pământul, slăvit să fie Domnul. Este mare Dumnezeu, fraților și surori. Era anul 92, eram copil, eram în Câmpia Turzii, acolo m-am născut. Tocmai trecuse perioada aceea regimului comunist în care biserica noastră a fost demolată. Ne adunam undeva într-un subsol, era greu, igrasia, transpirația, apa curgea pe pereți. Alimentarea cu energie electrică nu exista, aveam niște baterii cu niște beculețe mici, era foarte greu. Și vă dați seama, imediat perioada după Revoluție, o perioadă foarte, foarte grea de readaptare, de nu știu cum să o numesc, murise chiar conducătorul cântărilor, fratele Sălăgean, îl țin minte și acum cum cânta și dădea cu acordeonul ritmul la cântări acolo și deja parcă s-a prăbușit cerul, încerca un tânăr altul să cânte, nu era la înălțimea lui, cum ținea el ritmul și se mai încurca și ieșea rău și au văzut frații că nu-i bine, la slujire, la predicare, la cântare și a intrat biserica în post și rugăciune înaintea lui Dumnezeu, l-a pus pe Dumnezeu pe primul loc, fraților și surori. Și să vedeți că Dumnezeu atunci când îi se dă primul loc, începe să lucreze, că e Dumnezeu și se bucură de lucrul acesta. Ce s-a întâmplat? A început Duhul Sfânt să miște tineretul. A început un dor după Domnul în inimile lor. Mergeau la rugăciune, mergeau la stăruință. Nu știu cum a mers Duhul Sfânt la Biserica Baptistă. Și acolo la Biserica Baptistă i-a mișcat pe câțiva tineri și s-au întâlnit pe malul Arieșului accidental. Nu știau unul de altul ce fac. Ce faci măi aici? Păi zice, am ieșit să mă rog. Dar tu ce faci? Și eu am venit să mă rog. Îl caut pe Domnul, mi-e dor de El, nu știu ce se întâmplă. Așa dor de Domnul n-am avut niciodată. Și erau tineri de la Biserica Baptistă.
Și se mira unul de altul, mă, zice, hai să ne rugăm împreună. Era un tânăr de la noi din biserică, spunea că ieșea pe câmp și se uita la stele și se ruga și spunea, tu care ești dincolo de stele, știu că mă auzi, vreau să mă botez cu Duhul Sfânt, vreau să te atingi de mine. Și a început Dumnezeu să miște tinerii și când au venit băieții ăștia de la baptiști la noi, la subsol, acolo, când au simțit fiorul rugăciunii și al stăruinței, tinerii erau la stăruință, s-au dus acolo în mijloc și au zis, noi nu plecăm de aici până Dumnezeu nu ne botează și pe noi, să ne dea și nouă ce aveți voi. Și atunci, fraților și surori, dacă nu greșesc, peste 120 de persoane au fost sigilate de Domnul cu Duhul Sfânt. Și au fost niște evanghelizări și s-au pocăit foarte mulți. Era un suflu în adunare, era o prezență a lui Dumnezeu în adunare încât intrai cu reverență, stăteai pe scaun cu reverență. Atunci s-au pocăit printre cei mulți doi tineri și un frate care a venit la biserică, a avut o revelație și a zis, dintre voi care ați ieșit în față, de doi a zis Domnul că se va folosi într-un chip deosebit. Amândoi sunt păstori, amândoi slujesc în lucrarea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ce vorbește și împlinește. Fraților și surori, haideți să-L punem pe Domnul la locul Lui de cinste. Că așa cum spunea un frate la un moment dat, Domnul Hristos chiar și de dorme, și dacă dorme, conduce mai bine decât noi când suntem treji. Și adevărat, Domnul Hristos nu dorme, să știți, a dormit ca om, astăzi trăiește la dreapta Tatălui și iată că nu dormitează și nu doarme Cel ce păzește pe Israel, slăvit să fie numele Lui. Fraților și surori, ne uităm la următorul pas, intrarea corăbiei în furtună, versetul 7. S-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că mai că se umplea corabia, spune cuvântul Domnului aici. Deci observați, odată vine vântul, adică furtună de vânt, asta deja e intrare în criză. Un cutremur de pământ, spune Matei 8:24, seism. Da, uite, Domnul care e cel mai mare seismolog, el știe să coordoneze și să-i spună furtunii cât să bată și pământului cât să se cutremure, pentru că e Dumnezeu, lăudat să fie El. Fraților și surori, un mare cutremur de pământ, Matei 8:24, vin valurile, corabia e acoperită de valuri și tot aici este o aparentă nepăsare divină. Merg, asta e criza până la urmă. Că vezi în exterior că pornește vântul, valul, imediat cu tremurul de pământ, nu-ți mai merge bine financiar, temeliile sănătății tale deja se duc. Asta nu e o problemă dacă încă l-ai pe Dumnezeu la locul de cinste, e foarte bine. Dar în momentul în care începi să te îndoiești de bunătatea Lui, începi să te îndoiești că El ar mai putea, cum a spus odată în Matei 17, un om, dacă mai poți face ceva, fă. Și a zis Domnul, tu zici dacă poți. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Slăvit să fie Domnul. Și spunea Sfântul Ioan al Crucii, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede, mai mult celui ce nădăjduiește și cel mai mult celui ce iubește. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, toate lucrurile sunt cu putință. Și aici îl vedem pe Domnul Hristos, o aparentă nepăsare. Nu-ți pasă că pierim? Și uite, Domnul nu se supără, fraților și surori, și de multe ori ajungem și noi în situația lui Iov. Doamne, nu-ți pasă, ce s-a întâmplat? Doamne, a venit necazul peste mine, e încercarea peste mine, îs la capătul puterilor și tu nu te miști, nu vii, nu-mi rezolvi, altădată mi-ai rezolvat problemele. Unde este fiorul inimii tale, spunea prorocul Ieremia, dacă nu greșesc? Nu se mai revelează, nu se mai descoperă față de mine. Parcă m-ai abandonat, sunt un om care mă simt abandonat. A fost un caz în țară, în timpul comuniștilor, un frate din Lugoj s-a dus și el de la țară să se mute la oraș și a venit o idee. Numai că vedeți, ideile sunt bune dacă ai și capacitate. I-a venit o idee să-și vândă casa de la sat, de la țară, avea copii mulți, să stea la oraș într-o chirie, să-și cumpere oi și a și cumpărat 100, să le păstorească cumva așa, se gândea el că în câțiva ani îi se vor înmulți capetele de animale și le va vinde, își va lua o casă și va sta liniștit la oraș și își va căuta un serviciu.
Dar ce s-a întâmplat? A venit și peste el furtuna, problemele, necazurile. Omul acesta a ieșit toamna cu oile la păscut, nu știa lucrurile câmpului așa de bine. S-au dus cei de la gostatul de atunci să samene grâu, grâul era tratat, era cu o travă, oile au mâncat grâul acela, s-au umflat toate și au murit, una câte una. Și fratele a rămas fără oi, fără casă, fără chirie, fără nimic. Și era toamnă târzie. Și a ieșit pe câmp și în disperarea lui a început să-l caute pe Domnul și să-i spună: Doamne, unde ești? Și cerul era închis și Domnul tăcea. Și în disperarea lui, la un moment dat, acolo pe câmp unde era, și-a pus în gând un lucru rău, să-și ia viața, că da de auzi tovarășul Ceaușescu de atunci și să-i dea o casă copiilor care vor rămâne orfani. Conta mult pe opinia asta publică, pe mila publică și pe, în special pe mila dictatorului de atunci. Dar vă dați seama că nu-i o soluție, nu-i ceva... Acolo a dus disperarea. Nu mai credea în Dumnezeu, credea în tovarășul, dar nu în Dumnezeu. L-a dus disperarea aici. Și ferească-ne Domnul de faptele disperării, fraților și surori. La un moment dat, Duhul Sfânt se prezintă la fratele din Lugoj, la fratele Ștefan, la Neag, și spune: te duci în direcția cutare. Bine, Doamne, iese din bloc, din casă și dă-i, merge în direcția aia. Iese din oraș, din Lugoj. Doamne, unde mă mai duc? Du-te înainte. Și ajunge undeva la marginea unei tarlale, a unui pământ, așa, unde erau niște baloți de paie puși unul peste altul, în chip de colibă. La gura colibei stătea un om sfrijit de foame și de frig, pentru că deja începuse să cadă bruma. Stătea acolo și încerca să facă ceva, mâncare pe un foc. În casă erau niște copii zgribuliți în coliba aceea, împreună cu mama lor. Și fratele Ștefan se apropie de cel care stătea la foc, ridică o mână spre cer și spune: așa vorbește Domnul, bărbatule, să nu-ți faci niciun rău, că eu sunt la cârmă și îți rezolv problema vieții tale. Atât a avut. Omul ăla s-a prăbușit. A început să plângă și a zis: Dumnezeu își aduce aminte de mine. Dumnezeu încă mă iubește. Dumnezeu n-a uitat de mine. Dumnezeu este la cârma vieții mele. Fraților și surori, atunci când ajungi pe marginea disperării, pe culmile disperării, cum spunea un filozof român, nu uita că și acolo Dumnezeu, Cel care a creat munții și marea, este prezent. Oriunde este prezent Dumnezeu. Psalmul 69 spune: am căzut în adânc și dau apele peste mine și adâncul s-a închis peste mine. Dar îndurările tale, Dumnezeule, sunt nemărginite. Coboară până jos de tot, la minus infinit și mai jos și mai jos și mai jos. Că așa e îndurarea lui Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. Ce s-a întâmplat? Că la Cluj, la fratele Presecan, care e prezbiter la noi în biserică, are 84 de ani acum, bineînțeles atunci era mai tânăr, vine un frate de undeva din nordul Europei, Norvegia, Olanda, nu mai știe fratele clar, zice: am venit la dumneata să-ți aduc ceva. Mulțumesc, frate. Zice: ce mi-ai adus? Zice: uite-te în traistă. Era o traistă plină cu bani. Erau bani europeni, nu știu exact ce erau, mărci, nu știu, erau bani oricum, erau mulți. Ce ți-am adus aici? Vai de mine, frate, dar ce să fac cu ăștia? Zice: Domnul îți va vorbi ce să faci cu ei. Eu mi-am făcut datoria. Ei, fratele Presecan, dacă ar fi fost un om firesc, ar fi spus: slăvit să fie Domnul că mă îmbogățesc. Și lua frumos și folosea pentru el. Dar nu. Atunci erau așa de fricoși frații de bani, mai mulți frați bătrâni am înțeles ce am întâlnit. Ce frate, când primeam bani stăteam în post să văd ce are să-mi vorbească Domnul, unde trebuie să ajungă ăștia, că nu s-ai mei. Eu am salariul meu, eu am problemele mele, eu mă descurc, dar Domnul știe unde trebuie să ajungă banii ăștia. Și așa și fratele Presecan intră înaintea lui Dumnezeu, stă, stăruiește și n-a trecut decât o zi sau două și... noaptea are un vis și pe o tablă vede scris Lugoj.
Ei, ia traista de bani, se duce la gară, după ce și-a luat liber de la serviciu și pleacă la Lugoj. La Lugoj pe cine îl cunoștea el acolo decât pe prorocul și pe păstorul, pe Neag, pe Ștefan. Și merge la el acasă. Și când bate în ușă, deschide fratele Ștefan ușa și se uită, zice, bine ai venit, ai adus banii. Păi stai, frate, un pic, să povestim, stai să văd, s-o obosit și eu de pe drum, dă-mi o cană de apă, dă-mi... Nu, 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 zice, e o situație așa de delicată, așa de dificilă, omul ăsta moare, frate, pentru că e frig acolo, n-are mâncare, n-are un adăpost, trebuie să rezolvăm problema. Și primul lucru, au fugit, l-au luat pe om de acolo cu toată familia, l-au adus în oraș, i-au cumpărat casă, i-a rămas bani și pentru familie, că așa este Dumnezeul care poartă de grijă și rezolvă problemele. Fraților și surori, aici observăm o intrare a corăbiei în furtună, vânt cu tremuri de pământ, valuri, aparentă nepăsare divină. Aici putem să venim și să punem o întrebare, de ce a intrat corabia în furtună? Și vedeți, sunt unii care spun Dumnezeu a pornit furtuna. Nu se poate, frate și soră. Dumnezeu să o pornească, Dumnezeu să o oprească. Nu. Posibil să fie vorba că diavolul a vrut, unu, să distrugă corabia, că era Iisus în ea și știa că Iisus va definitiva planul de mântuire a lui Dumnezeu. Sau al doilea lucru, dacă era posibil, măcar să întârzie plecarea corăbiei spre ținutul gadarenilor, să se întoarcă cumva înapoi. Ori Domnul Hristos știe clar că încă de când era în sânul Tatălui, înainte să se întrupeze pe pământ, El a stabilit că trebuie potolită o furtună aici și trebuie vindecat și eliberat un îndrăcit în Gadara. Acesta este Domnul nostru care este suveran, lăudat să fie El. Și acum vedem, fraților și surori, punctul 3, intrarea furtunii sub autoritatea lui Hristos. Și ne uităm aici. Spune că El dormea la cârmă pe căpătâi, versetul 38. Ucenicii L-au deșteptat, I-au zis, Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Deci observați primul lucru în potolirea unei furtuni, în intrarea furtunii sub autoritatea lui Hristos. Primul lucru este, și cel mai important, este că Iisus era prezent în corabie. Slăvit să fie Domnul! Și apoi al doilea lucru, El acționează. Și spune versetul 39, El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării, taci, fără gură. Ei, în altă traducere, acest cuvânt taci se poate translata pace, paciție. Și spunea un om al lui Dumnezeu care a trăit de mult, în urmă cu multe sute de ani, nu poți să dai pace dacă n-ai pace. De multe ori pacea Domnului, pacea Domnului, dar în tine e război. Poate că știți întâmplarea aceea cu evreul din România. Toți strigau ura, ura, ura și el nu striga nimic. Și a venit cineva și a zis, băi, de ce nu strigi tu ura față de... Zice, de aia că ura e în inimă. La mine ura e. Era un sens diferit al urii. Ăștia strigau ura, ovaționau. Ei, așa e și aici, fraților și surori. Vine Domnul Hristos și spune pace. Dar de ce? El era Domnul păcii. Și El îi spune, taci fără gură, îi spune. Și știți ce e foarte interesant? Luca surprinde două lucruri interesante, deosebite, extraordinare, de-a dreptul putem să le numim. Atunci când spune că Iisus s-a ridicat, acest cuvânt este folosit de Luca în momentul când Iisus a înviat, s-a ridicat din mormânt. Nu-i minunat lucrul ăsta? Adică parcă deja e o imagine a unui învățător, a unui domn, a unui Dumnezeu care doarme în mormânt de 3 zile și noi avem o furtună, noi ucenici în inimile noastre și a treia zi El se ridică, se înalță și ceartă, pentru că vedeți aici, potolirea furtunii a fost pe 2 coordonate. Mai întâi se uită la ucenici și începe să-i certe și să-i mustre. Și zice, trebuie la voi mai întâi să fac ordine aici în inimă. Pentru ce sunteți necredincioși? Tot n-aveți credință? Aveți credință în mine, fiți liniștiți, fiți pe pace. Eu sunt aici, eu sunt în mijlocul vostru. Ei, primul lucru care Luca îl surprinde, spuneam, e acesta. Iisus s-a ridicat, exact ca și atunci când s-a ridicat din mormânt. Și al doilea,
Nu zice, a certat vântul. E exact cuvântul folosit când Domnul certa demonii. Vă dați seama ce autoritate avea acolo. Probabil că acest lucru ne duce la concluzia că acel vânt, acea furtună a fost iscată de diavol, bineînțeles, îngăduit de Domnul. De aceea l-a certat așa, l-a exorcizat, putem să spunem, și-o trebuie să tacă vântul. Ei, fraților și surori, efectul prezenței lui Iisus Hristos într-o corabie, într-o viață, într-o familie, într-o biserică, nu contează. Efectul acesta este că natura ascultă de El. Este că oamenii se miră de ceea ce face Domnul. Și este că noi astăzi putem să dobândim credință, fraților și surori. De multe ori știți cum suntem noi, teoretizăm pe marginea credinței. Dar credința e un al șaselea simț și nu avem ce să teoretizăm pe marginea credinței, pe acest al șaselea simț. Credința e dacă știu mai multă Biblie și tot citim Biblia și o citim teoretic și facem așa mecanic toate lucrurile astea și tot nu avem credință. Încercăm să cântăm și ni se lipește de gândul morții, de mintea noastră. Zice, mori, 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 că ești bolnav, ai probleme, o să ajungi rău și degeaba cânți, că aici în mintea ta lucrează altceva. Și vedeți, noi căutăm credința cu tot felul de mijloace pe care oricum ni le oferă Biblia. Dar știți ce înseamnă credința? Într-un cuvânt simplu. Credință înseamnă să fii în prezența celui credincios. Atunci când ești în prezența lui Hristos, se liniștește furtuna. Atunci când ești în prezența Lui, oferă răspuns la toate întrebările tale. Chiar dacă tu n-ai răspuns la multe probleme, Iisus este răspunsul, fraților. Spunea Sfântul Ioan al Crucii că Dumnezeu ne-a vorbit în multe chipuri și în multe feluri, în vechime prin proroci, dar la sfârșitul vremurilor ne-a vorbit prin Hristos și nu mai are ce să ne spună. Este ultimul răspuns al lui Dumnezeu pentru lumea noastră. Fraților și surori, credință înseamnă părtășie și prezență cu cel credincios. Cu cel care a zis, eu sunt cel credincios. Iată ce zice cel credincios, cel adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu, 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 dar sunt cu tine. Nu te teme că eu sunt cu tine. Asta înseamnă credință. Atunci ți se generează credința cea mai mare. De multe ori când eram copil voiam și eu să văd o minune, eram și bolnav și tot ceream lui Dumnezeu să văd o minune și mă uitam și mă controlam eu pe mine și mi-admiram prăpastia de necredință care era în inima mea și mă uitam, vai de mine necredincios, vai de mine, Dumnezeu nu mă vindecă niciodată, nici nu m-a vindecat, pentru că eram foarte necredincios. Dar în momentul când am mers, fraților și surori, la stăruința după Duhul Sfânt și în momentele alea de cercetare, cu ochii închiși eram și mă rugam și am văzut pe Iisus Hristos pe cruce suferind pentru mine și păcatele mele și am știut că El există și am simțit că mi-a luat povara păcatelor. În momentele acelea puteam să cred că El face orice minune din univers, că e Dumnezeul Dumnezeilor, Dumnezeul minunilor, slăvit să fie Domnul. Era un frate în Fărău și cu asta vreau să închei. Un frate bătrân care ne-a povestit cum l-a botezat pe el Domnul cu Duhul Sfânt. Zice, m-am dus la păstor și am zis la Ionel, la fratele Ionel. Frate Ionel zice, eu nu cred în Biblie, de exemplu, cum Iona a fost înghițit de pește. Dar zice, astea îs cum îs. Dar zice, nu cred cum au intrat atâtea animale în corabia aia lui Noe. Doar atâtea animale sunt în lumea asta. Ce corabie a putut să fie aia? Și au zis fratele Ionel, băiete, pe tine încă nu te-a atins flama Duhului Sfânt. De aia nu crezi. Ia să văd eu după ce vine Duhul Sfânt și te atinge să te văd atunci cum crezi. Și zicea fratele, acum e prezbiter acolo, un om bătrân, un om al lui Dumnezeu. Zice fratele, frate, zice, după ce m-a atins Domnul cu Duhul Sfânt la stăruință, m-am dus la păstor și am zis, frate, dacă ar scrie în Biblie că animalele au intrat într-o cutie de chibrite, eu cred asta. De ce? Pentru că atunci când Dumnezeu îți dă credința, credința de multe ori e ilogică, pentru că Dumnezeu face lucruri ilogice de multe ori. Logica noastră, rațiunea, nu le poate explica, dar Dumnezeu e mare și dirigează natura însuflețită, neînsuflețită, dirigează lumile de îngeri, este atot stăpân, lăudat să fie El.
Și spune despre el în Proverbe 30:4, cine a adunat apele în poalele hainei lui? Cum îl cheamă pe el și cum îl cheamă pe fiul lui? Păi uite, fiul lui era pe pământ și dirija apele alea care le-a adunat în poala hainei. Din punct de vedere metaforic era așa. Dar vedeți, fraților și surori, ideea este aceasta. Iisus este suveran asupra vieții noastre, asupra familiilor noastre, asupra bisericilor noastre. Și am vrea la sfârșit, când va veni pe norii cerului, să-l vedem cu fiecare dintre noi, dar nu ca și cei ce l-au străpuns. Să ne uităm spre cer și să-i spunem: vino, Doamne Iisuse! Amin! Domnul să vă binecuvinteze!